Mulțumesc și eu că sunteți aici pentru un eveniment care iese complet din tipicul evenimentelor la autori de carte. Ne-am gândit că un Humanitas News n-are să supere pe nimeni, din potrivă, are să vă ajute să vă faceți ultimile alegeri printre cărțile, noutățile care s-au lansat aici preț de 5 zile. În plus, se poartă exit poll-urile astăzi mai mult ca oricând și așa se face că la rândul nostru am decis să împărtășim cu dumneavoastră cei din tâi un exit poll al topului de vânzări, al topului preferințelor cititorilor de la Gaudeamus din acest an. Cu sub rezerva că e un top intermediar, că până la sfârșitul târgului, până la ora 8, se mai pot întâmpla lucruri, se mai pot răsturna situații, nici asta n-ar fi o premieră în România și nici măcar o premieră la un târg de carte. Eu vă prezint top 5, top 5 vânzări, cele mai cumpărate și, înțeleg prin asta, cele mai iubite cărți din portofoliul de noutăți Humanitas la Gaudeamus 2019. Pe locul întâi, așa cum tinde să ne obișnuiască de o vreme face și de câteva ediții de târg încoace, Radu Paraschivescu, Omul care mută norii, 7 întâmplări. Motivul pentru care nu l-am lăsat chiar pe Radu să vă prezinte topul e că, fiind pe locul întâi, ar fi fost un pic, poate, prea original să se înfățișeze propria carte. Motivul pentru care nici pe Gabriel Liceanu nu l-am lăsat să prezinte top 5 Humanitas la Gaudeamus e că se află pe locul 2 cu ludice, exerciții de umor critic. Nu-i corect, dar cum am spus, până la închiderea urnelor, rezultatul se poate răsturna. Diferența, să știți că e mică. Deci împărțiți-vă în două tabere, pro-ludice, pro-omul care mută norii. Trebuie apăsat pe un buton. Diferența depășește 100 de exemplare, însă după ce încheiem întâlnirea, mă duc și cumpăr 120 și le ofer cu dedicație. Așa că să știți că cine n-a luat. Și cu asta trec pe locul întâi până la ora 8. Când vin eu și cumpăr încă 100 de exemplare din omul care mută norii. Da. După ce cumpără Gabriel Liceanu și trece pe locul întâi, vânzările se închid ca să nu mai există alt pericol. Da. Pe locul al treilea, minunata echipă de la România Te iubesc, Paula Herlor, Areș Năstase, Alex Dimas, Cosmin Savu, Paul Angelescu, prefațați de Cristian Leonte, prezentatorul emisiunii România Te iubesc, Ne facem bine. Locul 4, Cristian Presură text, Ana Alfianu ilustrație, un splendid atlas, o călătorie prin univers, astrofizica povestită, Cristian Presură, o carte minunată pentru cei mici și pentru cei mari. Locul al cincilea, Lucian Boia, întrebări fără răspuns sau cu prea multe răspunsuri. Așadar, acesta e exit poll-ul de la ora 4 și un sfert Humanitas și o rog pe Denisa Comănescu să ne înfățișeze și top 5-ul Humanitas Fiction.